ai crescut cumva în umbra lui Contra, din punctul naționalei de vedere. Adică era Contra în perioada bună a carierei lui, da, matur. Pițurcă te-a adus, după care te-a criticat când te-a adus. Mi-aduc aminte, acum la un meci 2-0 pierdut cu Olanda, culmea, da, Olanda, după aceea tot Olanda, da? Da. Și te-a criticat atunci. N-ai mai venit 2 ani și ceva la națională. Ce înseamnă națională? Cum vezi tu acum experiența echipei naționale din cariera ta? Da, a fost dureros pentru că acel meci de debut a fost unul nereușit, cu siguranță, pentru echipă, nu numai pentru mine. Eu consider că atunci când pierde echipa, nu există jucător care a jucat foarte bine și poate să plece liniștit acasă. Iar acea perioadă de după meciul din Giulești, acei 2 ani de zile cât am lipsit de la echipa națională, nu știu dacă au fost chiar 2 ani. 2007 te-ai întors. 2005-2007, da, cred că sunt 2 ani și 2 luni, dacă nu mă înșel. Ok, așa de mult. A fost o perioadă destul de tristă, pentru că îmi doream să joc pentru echipa națională. Era o împlinire pentru mine, așa cum este pentru orice jucător profesionist din țară. Și de multe ori l-am judecat pe Victor Pițurcă, da, pentru alegerea aceea. Mă bucur că ulterior, prin transferul la Ajax, prin evoluțiile pe care le-am avut, l-am obligat cumva să mă cheme și apoi am rămas. Însă am fost dezamăgit de faptul că, deși am jucat în calificări și am mers la acel, echipa națională a mers la acel turneu european, a ales să ia un jucător care nu avusese nicio selecție la echipa națională până atunci în locul meu. Și atunci, cine era? Săpunaru. Un jucător bun, de altfel, da, un jucător extraordinar. Dar atunci nu mi-a căzut bine deloc. Ți-a dat vreo explicație? Sau ai cerut vreo explicație? Nu, mi-a pițit, nu prea dă explicații. Nici n-ai vrut să-i ceri explicații? Nu. Însă, cu siguranță, nu mi-a picat bine. Aș fi vrut să fiu la un campionat european, ar fi fost chiar un cununare. Mai ales că jucam cu Olanda, am jucat atunci cu Olanda în grupă, erau colegii mei de la echipă. Ai mai venit după aia un pic și după aia, din 2009, după plecarea lui Pițurcă, venirea lui Răzvan? Nu. După aceea eram deja în Elveția. Da, aveai 29 de ani, adică nu erai un fotbalist, da, bătrân. Nu eram.